Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Avem plăcerea să fie invitat în studio domnul profesor Gheorghe Gorun, directorul Colegiului Național Spiru Haret din Târgu Jiu, cărui spunem bun venit în emisiunea noastră. Bun găsit, mă bucur foarte tare că sunt în compania ta. Mulțumesc! Ne-am propus în această seară să discutăm o temă care a fost abordată, iată, în ultimile săptămâni, în ultimile zile și în conferințe naționale ale Universității Constantin Brâncuș, dar mi-am propus să discutăm cu dumneavoastră și dintr-un alt motiv. Ieșirile dumneavoastră publice de-a lungul ultimilor ani adică merg pe această direcție, faptul că învățământul românesc trece printr-o criză de identitate. Vă păstrați părerea? Categoric și mi-o întăresc, cum să zic, fiecare săptămână, dacă nu exagerez cumva, fiecare semestru școlar îmi întărește această idee. Dar mai întâi, dacă îmi permiți, câteva considerații despre ce se realizează la Universitatea Constantin Brâncuș. Cred că este deosebit de laudabil ceea ce ei fac. Și cu siguranță tu scrii despre aceste importante inițiative ale lor. Au fost numai în acest an școlar universitar cel puțin 4 momente de deosebită valoare și intelectuală și ca impact pentru ce vrem să știm, cum trebuie să facem și unde vrem să ne ducem. De la istorie pornind, vezi toate dezbaterile despre 1989, la Brâncuș, în parteneriat evident cu alții, și această deosebită conferință. Întrebarea, practic, Adrian Gorun, în finalul dezbaterilor maraton, în jur de ora 20, punea întrebarea, și totuși, încotro ne ducem? Iar eu am avut un răspuns care l-a descumpănit puțin și cred că l-a și nemulțumit. Că am zis, domnule, ne ducem către preistorie, adică ne întoarcem la barbarie. Acesta este sentimentul meu. După 17 ani de să spun, cum să zic, manageriat sau eu știu de ce fi fost eu, de conducerea unei școli, acesta este sentimentul meu. An de an suntem mai aproape de ceea ce nu trebuie să fim. Adică mai puțină știință de carte, cu fiecare an, cei care intră în sistemul de învățământ liceal știu mai puțină carte. Cu fiecare an avem de-a face cu un nonconformism deosebit de prost înțeles și de către cei care se cheamă cadre didactice și de către cei care se cheamă elevi. Cu fiecare an mă simt mai departe de, să spun totuși, momentul 1999, când eu am formulat o teză sub care mi-am pus analiza acelui prim an de directorat, și anume, poate merită Colegiul Național Spiru Haret, poate și merită Colegiul Național Spiru Haret, să devină o școală de prestigiu în peisajul educativ sau de învățământ din România și eu eram absolut convins că poate și că o să fie. Și analizam în detaliu toate chestiunile. La interval de 4 ani, de pildă să spun Cornel, la interval de 4 ani, când eu am avut o clasă de filologie, limba engleză intensiv, erau 27 sau 28 de elevi acolo, și unde testele mele, evident, o să ne împuște toți acum că o să-mi spună, dar ce cum, ți-ai bătut joc de copii, unde testele mele de evaluare însemnau și 12, 14, 16 pagini de caiet studențesc scrise de elevi și eu trebuia să dau 10, 12 note de 10 la clasa aia și toate întrebările pe care mi le puneau realizator de emisiuni ca tine erau, da, oamenii excepționali, deosebit de buni, deosebit de deștepți. Eu nu mai pot să dau acum asemenea răspunsuri, măcar la clasele la care eu sunt și profesor. Nu pot să dau nicio notă de 10, nu pot să dau decât foarte greu o notă de 9,
dacă majoritatea elevilor erau la, să spunem, între 7,50 și 8,50, acum sunt cam între 5 și 6,50. În 4 ani, deci, am ajuns de la notele la și cred că în viitor notele vor fi, sau cunoștințele vor fi din ce în ce mai sărace, din ce în ce mai puține și, prin urmare, ne vom lipsi și de a doua ancoră a, cum să zic, a unei vieți decente și demne, după ce ne-am lipsit de ancora spirituală pe care, sau cum numesc eu, credința, ne vom lipsi și de această ancoră care se cheamă instrucție. Pentru că fără instrucție, fără să fii cunoscător de carte, ești pe de o parte amic, un pion extrem de ușor de manipulat, te oferi practic să-ți spele alții creierul și aceasta se întâmplă, nu spun prima oară această chestiune, de multe ori am spus-o, dar de pomană în van, te oferi practic să te mancurtizeze. Ăia în comunism au încercat să mancurtizeze, totuși n-au reușit să mancurtizeze. Rețelele astea de socializare reușesc acum pentru că se oferă tineretul, se oferă pradă extrem de vulnerabilă pentru mancurtizare și bemic pe o societate care nu crede în niciun fel de valori morale, nu crede în niciun fel de valori morale. Și am dezvoltat în ultimele, să spun, luni, două idei. Una care spune așa, o valoare foarte importantă pentru comunitățile solide românești. Și nu cred că numai românești. Și anume, rușinea a dispărut cu desăvârșire din peisajul educațional, din peisajul educației. Nu ne mai este rușine de nimic. Nu ne mai este rușine nici de noi înșine, nici de colegi, nici de altcineva. Mare nenorocire este această realitate. Și al doilea, că suntem cumpriși, dragul meu Cornel Șomâcu, iarăși am spus de mai multe ori, de o lene de bine, atenție, de o lene de bine care nu-și găsește vindecare. Nu-și găsește vindecare. Lenea de bine este sinucigașă pentru comunități, nu pentru individ, pentru comunități. Această lene de bine a cuprins toată Europa. Toată Europa se găsește în această lene de bine și a ajuns și la noi. Vezi, Cornele, și ești mai bine informat decât mine, sunt convins, care sunt țările în care se învață temeinic carte? Sunt țările sărace. Țările cu populație săracă. Una singură are învățământ foarte bun din țările dezvoltate, Coreea de Sud. În rest, țările sărace învață carte. Lăsăm America. Deci America, Statele Unite ale Americii, este un capitol cu totul și cu totul separat și special. Și un învățământ pentru că slab, în general. Foarte slab învățământ public, da. Foarte slab învățământ public, pentru că ei își permit să ia de unde vor cei mai deștepți oameni. Ce vezi că indienii sunt excepțional matematicieni, indienii și românii sunt excepțional informaticieni și IT-iști, așa. Da. Vietnamezii sunt la fel de buni în fizică, în chimie, în altele. Coreenii sunt perfecți în tehnologii și în alte situații. Și eu, nu punem în discuție, deci, la polul opus se găsește Coreea de Nord. Nu acolo este învățământul cel. Nu știm ce e acolo. Practic, nu avem de unde să știm. Dar vezi Filipinele, vezi Indonezia, vezi Singapore, nu mai vorbi, dar nici țară săracă. Oraș, țară, care nu este, aia nu este săracă, nici aia nu este în săracă. În rest, pe mine m-au îmbătat, m-au amețit cu învățământul finlandez. Păi el, învățământul ăla este foarte iubit pentru că se joacă. Aia se joacă tot timpul la școală. Dacă finlandezii au nevoie de nu știu câte zeci de mii sau sute de mii acum 4 ani de nu știu câte zeci de mii sau sute de mii de specialiști în IT cu învățământul lor cel mai bun, hai să mă lăsăm cu treaba. Și am cerut, dați-mi și mie ce face el la joc. Nu mi-au dat nimic decât că se joacă, că se duc la școală, că nu știu, mai mult decât atât. Sondaje realizate care spun că finlandezii sunt cei mai... adolescenții finlandezi sunt cei mai nefericiți. Alții că sunt cei mai fericiți. Depinde din ce perspectivă privești sau ce interes ai. Deci, nu văd niciun viitor pentru
educația din Europa, din Europa și prin urmare nici din România, pentru că fără știință de carte, fără instrucție, fără cunoștințe, fără cunoștințe, nu cunoștințe adunate și puse cap la cap de pe nu știu ce relații de rețele de informare, de socializare, nu cred că este cu putință să formăm oameni competenți și oameni cu aptitudini civice deosebite. Aș putea să dezvolt foarte mult, dar nu vreau să fac un monolog. O să ne întoarcem asupra acestor probleme și la cum se manifestă astăzi în România. Am trecut destul de repede peste conferințele de la Brâncuș, conferințe care au atras personalități de fiecare dată, au fost conferințe naționale în adevăratul sens al cuvântului. Da. Că știm noi cum se face prin învățământ, mai ales în preuniversitar, avem competiții sau manifestări de grad internațional și dacă vine câte un invitat care n-a auzit nimeni. Da. De data aceasta nume grele. Aș vrea să mai vorbim de ultimul eveniment, mai ales că avem și câteva imagini și aș ruga colegii din studio să le și difuzeze și aș vrea să lansez și această dezbatere. A fost discuția despre cine poartă vina apropo de criza de identitate. Dumneavoastră ați lansat, de fapt, domnul președinte al Senatului Universității, vorbea despre fapt cumva muta problema mai mult în curtea preuniversitarului. Știți că sunt foarte mulți care spun, domnule, problemele noastre în preuniversitar vin de la materia primă care ne-o dați în... de universități. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă? Este o chestie de cum să numim, eu aș numi o lașitate, fugă de răspundere, știi? Noi ne prezentăm tot timpul ca fiind îngeri. Suntem îngeri și asupra noastră să ne pustesc toate forțele răului. Normal, noi nu avem niciun fel de culpă în toată situația asta. Nu, el o spunea probabil așa, neargumentat și fără să fie convins și fără convingere această chestiune. Da, ăia de la universități la liceu, ăia de la liceu la gimnaziu, ăia de la gimnaziu la primară, ăia la grădiniță, ăia la familie și ăia la natură, nu? Nu? Că s-au născut cu probleme. Da, exact. Pasăm practic de colo-colo. Păi, e adevărat. Dom'le, dacă după învățământul primar nu știu... Să spunem, sunt situații, 2, 3 din 30, 4, 5, care nu știu să scrie, să citească și să socotească. Nu? Dar nu toți. Nu toți. Și sunt situații când nici un copil nu știe. Dacă la învățământul gimnazial, evident, dacă i-a luat așa, hai să zicem că în învățământul gimnazial e o performanță dacă un profesor sau doi sau trei, un cadru didactic, că sunt foarte puțin profesori, să fim serioși, așa, îi învață pe ea să scrie și să citească. Că n-au ce să mai ducă mai mult, nu? Dacă se duc la liceu, tot după așa au învățat să scrie și să citească, acolo ce să mai punem? Încă ceva. Deci, acest lanț ruginit până aproape la rupere, de transmis vinovățiile și nu și responsabilitățile, sau și fără a ne asuma fiecare dintre noi responsabilitățile de cuvință, nu ne duce exact decât la barbarie sau la ce ziceam eu mai înainte. Deci nu este cu putință. Eu răspund foarte limpede la întrebare. Sunt foarte mulți factori care sunt în culpă, ca să nu zic vinovăție, e prea dur cuvântul, deși s-ar putea să fie mare vinovăție. Foarte mulți factori în ce privește degradarea stării învățământului. Vreau să spun, Cornel, că eu, în 1993, am făcut prima interpelare parlamentară în ce privește, sau cu subiectul, situația din învățământ și salarizarea cadrelor didactice. Prima interpelare parlamentară cu tot felul de argumente și de toate. A urmat dezbatere de buget, când eu de fiecare dată în Parlament am solicitat dublarea bugetului învățământului, de fiecare dată când s-a dispătut bugetul. Am făcut amendamente cu grămadă la legea învățământului și prima parte a statutului, deși nu eram în comisie de învățământ. Nu eram, niciodată n-am fost într-o comisie de învățământ. A urmat, Cornele, dublarea salariilor în guvernul Isărescu. Da. S-au dublat salariile, dar învățământul s-a degradat mai departe. Deci nu aceasta era chestiunea. Nu aceasta era chestiunea. Chestiunea era de mentalitate, era de lene de bine. Le era atât de bine
la toți, încât am continuat pe aceeași pantă descendentă, pe aceeași linie descendentă. Dacă salariile s-ar dubla și acum, tot mai rău ar fi. Va fi. Deci, eu nu sunt în structura mea un pesimist, dar nu sunt nici un optimist fără niciun fel de acoperire. Așa simt eu. Deci, eu simt că din ce în ce mai rău o să fie și mai jos o să fie școala. Legătura este între societate, de ce se întâmplă cu societatea și ce este cu învățământul, că și societatea se degradează. Eu nu știu cine conta. Păi corect, dacă școala este degradată, clar că societatea se degradează. Eu uneori îmi zic, domne, parcă e mai bună societatea decât școala. Toți au trecut prin școli. Din 1864, Cornele, din 1864, învățământul primar, mai întâi de 4 clase și apoi de 5 clase, a fost obligatoriu, da? Prin urmare, nu mai trăiește nimeni care să se fi născut înainte de 1864 și să nu fi trecut prin școala obligatorie, prin învățământ obligatoriu. Deci nimeni nu poate să-mi spună mie că învățământul, că școala, nu are de mine nicio culpă. Și repet, în 1993 inflația era 300%. 300%. Salariile au fost dublate în 1999, inflația era undeva la 6%, da? În 1996 a început creșterea, din 99 a început creșterea economică, au urmat hotărâri judecătorești, din care am primit bani aproape pe hotărâri judecătorești, cât salariu pe un an, așa, aproximativ, eu, da. Așa, au mai crescut salariile încet, încet, inflația acum e deflație, așa, și situația este mai gravă decât anul trecut și mai gravă decât și mai bună decât anul viitor. Și mai bună decât anul viitor. Deci exact cum s-a făcut și cu guvernele, de fiecare dată spune despre un guvern că despre parlament, da, în mod deosebit. Da, sau că oricum, da, precedentul a fost mai bun. Atunci spunem, da, că mai rău de așa nu se poate. Știi care și se poate. Știi care pe mine de pildă mă scoate din minți afirmația că mai rău decât acum n-a fost niciodată, zic românașii noștri, foarte indignați. Ei, în ce privește viața, nu-i deloc rău. Nu-i deloc rău. Lena de bine ne îngenunchează, ne duce exact cum ziceam mai înainte. Păi, hai să fim oameni serioși. Eu vorbesc doar de instrucție, de educație. Aici stăm extraordinar de rău. În acest domeniu. În rest, e producție, e creștere economică, este liniște. Dom'le, e liniște, n-avem război, n-avem calamități naturale pustiitoare. Păi, la istorie noi învățăm toate chestiile astea, le prezentăm, dom'le, războiul. Ce înseamnă asta? Cum să spunem noi că mai rău ca acum n-a fost niciodată? Tocmai datorită acestei leni de bine am ajuns la această concluzie, pentru că nu știm cum a fost. Și nu ne mai învață nimeni să știm cum a fost. Da, e o teorie interesantă, însă ar fi de discutat, apropo de criza de identitate, bun, e clar că nu știm ce să facem, mergem din rău în mai rău. Adică se vede cu ochiul liber după 26-27 de ani de la Revoluție, cu siguranță învățământul din 1989 foarte prost, Cornel. În anii 80 învățământul s-a stricat. În anii 80 s-a stricat învățământul, e clară treaba. Hai să fim serioși, vorbim de fraude la bacalaureat și de alte șepe. Păi în 1989 cum era? În 1989 dădeau acolo la școală cu profesorii lor, cu asistenții lor, fiecare făcea ce voia, cu cei cu care făceau meditații. Nu, dar existau copii, deci atenție, existau copii, existau și profesori, nu numai cadre didactice, că așa cum mai sunt și profesori și dascări, cum ne place nouă să spunem așa, care se ocupau, domne, voiau să facă ceva. Ei știau că dacă vor să scape de, să spunem, de minerit, eu aveam permanent conflicte, eram profesor la liceu de chimie, conflicte cu diversi indivizi, că nu interesează pe ei că se duc la facultate, dar liceu de chimie era un liceu foarte bun. La sfârșitul anilor 70 și în primii ani 80, o școală bună de tot. Cu o echipă de profesori specială, deosebită. Așa. Nu interesează. Pe ei interesează să se ducă în producție. Iar copiii nu voiau în producție. Ei voiau să facă ingineri, voiau să se facă profesori, voiau să facă economiști, voiau să facă juriști și așa mai departe. Deși erau interesați să învețe. Și te aduci aminte că
admiteri la aproape toate facultățile, chiar și agronomia ajunsese la 6-7 pe loc. Și atunci cei care voiau să aibă acolo deschis, trebuia să muncească, să muncească, să muncească. Îmi vorbesc mie acum de competențe, de tot felul de chestii. Păi pe ce să faci competența? Nu pe informație, nu pe cognitiv. Pe ce să faci tu competența? Că până și cizmarul, el face priceperi și deprinderi, nu? Da. Trebuie să aibă priceperi și deprinderi, iar priceperile și deprinderile tot prin creier, chiar dacă mâna îi merge, tot prin creier trec. Iar creierul trebuie dezvoltat. Și cum se dezvoltă creierul? Folosindu-l. Pentru că altă chestiune care mă îngrijorează pe mine, și am mai spus-o, cred, o dată sau de două ori, dar probabil ascultătorii, telespectatorii tăi sunt alții, am mai spus-o, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în 1993, IQ-ul oamenilor a crescut progresiv. În 1993 a atins aproape maximum de dezvoltare. A început să stagneze ușor, iar acum se duce în jos. Specialiștii dau diverse explicații, dar cea mai concludentă explicație și cea mai frecventă explicație este tocmai ceea ce spuneam mai înainte. Pentru că luăm totul de-a gata, nu procesăm informația, nu gândim și nu contribuim la dezvoltarea, la perfecționarea funcțiilor creierului. Și nu știu, tot către barbarie până la urmă ne ducem și luând în seamă această constatare. Bun, e o situație extrem de interesantă asta cu IQ, mărturisesc că nu știam informația, dar... Da, pe cea cu numărul de copii, în 1992-93 erau 6 milioane de copii și acum sunt 3,400. Da, aproape la jumătate. Exact. Numai că numărul de salariați nu s-a redus față de 90, ci a crescut. Păi, Uite, această aptitudine sindicală, să nu uiți întrebarea. Da. Această atitudine sindicală am avut-o și eu atunci, în 1995, când am discutat proiectul legii învățământului. Eu am propus număr de elevi la clasă maximum 30 la liceu și la gimnaziu, dar media 25 și așa trebuie să făcute clasele, pe medie se fac clasele, nu pe maxim, numai așa, în cazuri excepționale, și la primar maximum 20 și media, da, 15. Da. Mi-a respins amendamentul, toată camera mi-a respins amendamentul, eram foarte indignat de această chestiune și m-am dus la ministrul Maier și i-am spus, domnul ministru, o să fie șomaj, domnul ministru, acum sunt 40 de copii, dar peste 7-8 ani o să vedeți ce dezastru o să fie, o să vedeți ce șomaj în masă o să fie atunci. Și o să zic că nenorocitul ăla de ministru a solicitat clase mari de elevi. Dar dacă facem treaba asta, să vedeți ce frumos este ministru, ce bun e ministrul nostru, ce cutare. Și Maior, care a fost profesor la Cluj, s-a dus la tribună și am spus, cred că ne-am grăbit cu... Dar el a spus să-mi respingă, că nu avem spații școlare, nu avem săl de clasă, lucrează școlile în trei schimburi. S-a dus la tribună și a spus, cred că e bine să revenim la vot și să acceptăm amendamentul deputatului cutare. S-a dus Maior, toți au votat pentru, deci de la... Nici măcar cei din alianța cu mine nu votaseră. Cei din alianța cu mine, CDR-ul, nu votaseră, da, pentru amendamentul meu. Și am votat acest amendament și, totuși, de la 40, 36, 40, 44, la 25, domne, este ceva, nu? Când am recandidat în... Iartă-mă că duc acum puțin către mine, și nu e vorba de nicio frustrare, dai seama, nici pomeneală, în 96, prietenul meu, Valentin Popa, mi-a spus, hai să te trimiți la colegii noștri, la școala normală, ce ai făcut în Parlament. Și eu, nu, mă, fi serios, nu are semn, nu mă votează ea pe mine nici în vecii vecilor, bagă-ți mințele în cap. Nu, și-a dus-o și-a aruncat-o în coș. Scrisoarea mea, stimați colegi, ce am făcut eu pentru cadrele didactice, au luat-o de pe masă și-au aruncat-o în coș. Atât de important. Deci, apropo, pentru ei. Apropo, deci, că de aici pornisem cu copiii, o să fie, practic, concedieri în masă, cu siguranță, că n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Concedieri în masă, atunci nu se mai pune problema că cei care au intrat în sistem nu mai ies niciodată. Decât dacă mor sau dacă vor ieși iasă. Sau ieși la pensie. Avem o discuție și aș vrea să... Ați deschis-o, practic, din ce a spus dumneavoastră, faptul că atunci cu efectivele se spunea că nu sunt trei schimburi, nu e loc pentru clase mai mici. Da.
Acum avem o asemenea discuție și aceleași argumente pe clasa nouă la gimnaziu sau la liceu. Da. Cum vedeți dumneavoastră problema, dar în contextul în care avem la nivel de țară o cifră destul de importantă, undeva la 40.000 de tineri, care nu urmează de la 8 la 9 din generațiuni materiale. Din cauze materiale nu mai merg să urmeze un liceu sau o profesională. Dacă aș merge iarăși pe chestiuni sindicaliste sau de milă prefăcută, aici, da, domnule, e nedrept. Cunule, nu se poate să nu poată să urmeze școală. Eu vorbesc foarte serios. Domnule, bunicii tăi sau străbunicii tăi știau așa, copilul meu trebuie să învețe carte. Pentru asta mie îmi trebuie atâția bani ca să îl țin la școală, că nu era chiar gratuit învățământul secundar. Pentru asta îmi trebuie trei porci și două vaci care să aibă doi viței. Da? Doi viței pe care eu îi vând și asigur copilului meu plata internatului pe un an de zile. Vara copilul se duce cu vaca, nu? Și își dezvoltă aptitudinile și percepte, priceperele. Priceperele și deprinderile. Își dezvoltă priceperele și deprinderile, domne, și el știe că este responsabil de ceva. Și nu avea nicio treabă cu asta. Nu, România este o pârloagă. Este un depozit de gunoaie. Terenurile agricole sunt părăsite. Eu mă duc în fiecare zi și vara și în iarna și de la Târgu Jiu până la Ciupercen, la Pripor, acolo unde începe pe zona Lăutarilor. Sunt, cred că, 1000 de hectare de teren nelucrat. Pe aceste terenuri nelucrate, eu am văzut maxim 5 vaci. Am trecut la toate orele posibile. M-am rătăcit odată când mă duceam la cercul de istorie de directorul la Cicleni, m-am rătăcit pe niște câmpuri pe acolo și era uriaș platou de fâneață. Și am văzut un cal legat, un cal priponit pe tot platoul ăla. Deci suntem într-o lene absolut incredibilă. Dar eu știu unde vrei să te duci, să nu uiți, că ne ducem și acolo, dar eu cred că e necesar să spun și treaba asta. Da, și e foarte cred bine. Cred că e foarte necesar să spun treaba asta. Nu, eu sunt de acord. Fac o paranteză. Partidul Alianței Civice și meritul lui Adrian Gorun și al lui Valentin Popa sau invers este uriaș, au propus un proiect de lege foarte scurt pentru tineri, pentru tinerii care învață în România și propuneau burse pentru toți tinerii meritoși, pentru toți, nu, fără deosebire de avere. Tineri meritos, că învață carte cum se cuvine, cu gratuități, cu împrumuturi la stat, cum e în Anglia, cu împrumuturi la stat și să plătească din salariu după ce el este angajat. Evident că nu ne-a luat nimeni în seamă cu acest proiect de lege. Dar eu cred că copiii care vor să învețe carte trebuie sprijiniți prin toate mijloacele cu putință. Iarăși sunt de acord că oamenii bolnavi, oamenii bătrâni, copiii care nu au părinți, dar nu care au părinți degenerați. Sunt destul de mulți și aceștia. Nu care au părinți degenerați, care le iau alocația și o beau la cârciumă. Nu? Așa? Trebuie ajutați de stat în toate componentele vieților. Dar mai întâi trebuie să intrăm în pe ea ce fac. Ai văzut, caută lucrători în vasul lui. Nu se duce niciunul să se angajeze. Caută lucrători la Segarcea sau la Corabia, nu știu, un tânăr care a mutat o fabrică încălțămită de la care avea acolo. Nu se duce niciunul să lucreze. Păi ce facem, domnule? Ți aduce aminte de legile învoierilor agricole, tomelilor agricole, când ne-au scos la muncă cu jandarmii după reforma din 1864? Da. Eu nu știu ce trebuie să facem. Nu știu ce trebuie să facem cu această lege. E lene incredibilă. Bine, aici ar fi de discutat de sistemul acela de ajutoare din primării care creează o pătură care n-are treabă cu munca. De paraziți care nu adună nici brâinile de prin șanțuri, nu? Da. Corect. Sau și când lucrează o fac în casa primarului, viceprimarului și a consilierilor. Or fi și situații de ăștia, dar nu tot timpul. Dar tu voiai să mă întreb totuși ce ne facem cu acești copii, da? Da. Eu cred că desființarea școlilor nu este în regulă. Închiderea unor școli din mediul rural nu este deloc în regulă și transportul lor cu microbuzile de colo-colo, plimbatul. De fapt, acum plimbatul este la modă și nu școlatul.
Adică nu învățătura. Bun, înainte de a vă continua dumneavoastră, avem de exemplu Arcani, Lelești și multe altele în care sunt la simultan la 5-8, adică sunt 3-4 copii într-o clasă. Da. Deci, să ținem cont și de asta, apropo, de, că nu închidem școli de genul acesta. Vezi, înainte de când erau tot copii puțini, înainte de comunism, de decretul de creștere a natalității, și de comunism, dar și decretul de parcă 67 a fost, de creșterea natalității, 1967, în comunele cu gimnazii existau internate. Existau internate. Copiii stăteau acolo, de clasa întâia de gimnaziu sau a doua de gimnaziu, etc., cu mâncare acolo, cu de toate. Dacă copilul învață carte, statul trebuie să-i plătească toate acestea. Toate aceste cheltuieli trebuie plătite de stat. Dar copiilor interesa să învețe carte. 30 de milioane de absențe anul trecut în școlar în semestrul întâi. 30 de milioane de absențe. Lăsăm pe aia neșcolarii, pe aia care nu se duc din pricini de sărăcie, nu? Dar 30 de milioane de ore pierdute. Câți ani înseamnă, Cornele? 20 de ani. Cel puțin 20 de ani. Eu când le fac la Spirul Hadeș, le-am făcut din 99 asemenea statistici și le spun, iată, ele vin și deși îi au cele mai puține absențe din județ. Iată, au lipsit de la școală atâți ani școlari în totalitate. Râdeau. Râdeau. Da, este dureros. Da. Problema, de ce vă spuneam, cum poate fi rezolvată și până la urmă, cum vedeți dumneavoastră din punctul de vedere al dezvoltării copilului? De ce vă spun asta? Ați amintit de internatele care erau în mediul rural. Am avut gimnaziu care mergea până la clasa 10-a în mediul rural și nu știu dacă n-ar fi avut... Da, eu sunt pentru clasele a 9-a și tot învățământul obligatoriu acolo în localitatea de domiciliu a copilului. E clar, este cea mai bună soluție. În localitatea de domiciliu a copilului. Cu implicarea, să zicem, primăriei care să financeze și toate celelalte. Primăriei sau dacă vin și din alte localități, chiar și a Consiliului Județean. Dacă vin din alte localități, iar o comunitate este foarte slab, n-are cu ce să se gospodărească, atunci cu toate implicațiile posibile. Dar nu văd nicio soluție. Suntem într-o situație... Eu n-aș zice decât atât, să învețe carte, domnule, asta ar fi toată singura mea pretenție. Asta, tocmai spuneați dumneavoastră că dacă la un liceu de elită, ca cel pe care îl conduceți, sunt probleme de genul acesta. Nu mai există nicio elită, aceia care spun mint. Nu mai există nicio elită. Bun, dar între, să zicem așa, și acum sunt rău, dar merg pe tonul dumneavoastră, Chiori în Țara Orbilor sau invers, nu e cazul. La licee din București au fost... copii de la noi să susține examene de titularizare la București. Și cu 3 sau 4 săptămâni înainte de finalizarea cursurilor, s-au dus să susțină lecțiile practice. Și erau școlile goale. Școlile goale cu 3 sau 4 săptămâni înainte de încheierea anului școlar. Nu existau elevi la școală. Se mirau profesorii, dar cum? Când cine să țină? Hai să căutăm să facem orele. Bine, se mai întâmplă și prin alte părți. Nu există, peste tot. Apropo de liceul pe care îl conduceți, în ultima zi de școală, că e vacanță de iarnă, că e vacanță de primăvară, activitatea merge probabil până la ultima oră sau până la ultimile ore. Formal. Asta nu știu. Formal. Dar pe la alte școli e vacanță cu câte o săptămână două înainte. Păi nu, știi ce le spune la ai mei colegi. Dacă anul școlar ar avea 4 săptămâni, prima și a doua nu le facem. Dacă ar avea o săptămână, prima și ultima zi, nu o facem. Dacă ar avea o zi, n-am mai face-o nici pe aia. Evident, ce spun, pare o chestie de om nebun, de scris. Dar eu cred că nu suntem departe de această realitate. Nu suntem departe de această realitate. Și știi și tu la fel de bine ca mine treburile astea. Repet, cine spune altfel minte. Eu acum forțez puțin ideea. Am înțeles. E o hiperbolizare, să spunem așa. Exact. Dar situația este într-adevăr extrem, extrem, extrem de îngrijorătoare. Apoi, păi mai luăm și chestia cu notele. Tu ai avut de toate disciplinele la școală nota 10? Nu. Nu ai avut. A existat vreo disciplină la care toată clasa să aibă nota 10? Cred că nu. Câte mi-aduc aminte, nu. Cred că nu.
Păi acum te uiți că toți copiii, unele de la clasa pregătitoare la o anume disciplină și până la clasa 12, toți copiii de la A la 10 au numai nota 10. Și atunci ce zic copiii aia? Bă, dacă și eu... mie îmi place istoria. Îmi place istoria, eu învăț de drag. Dar și eu, și Costică, care nu citește niciodată nimic, avem tot 1000 de zece, nu mai citesc, domnule, nicio. Mai e încă o chestie. Nimeni nu face de plăcere, sau nimeni. Să zicem că din câte miliarde suntem, 6 miliarde sau câte suntem acum pe glob? Aproape 8. Da, din 7,5 cât suntem acum pe glob, să zicem că 600 de milioane fac de plăcere și de bucurie tot ce fac. În restul fac de nevoie. De nevoie faci, domne. Te duci să-ți cauți rădăcinile, să te hrănești, nu? Dacă le-ai avea, nu te-ai duce. Dacă nu te forțează nimic să faci ceva, și ce te forțează la școală? Nota. Frecvența și nota. Știi de nota 10, primești nota 10. Dar să știi de nota 10, mie mi se pare cam imposibil. Scuză-mă. Bun. Dumneavoastră vorbiți totuși la modul ideal, la un liceu bun. La alte licee, la alte școli generale, deja nota nu mai înseamnă nimic, nu neapărat că e mare, că poate e înășinotă. Nu contează pentru copilul respectiv dacă are 5 sau are 10, că am dat extreme. E o mare problemă și asta, deci lipsa de motivație nu e o figură de stil. Există și chestia aceasta, deci numai generațiile pe care le-a scos liceul pe care îl conduceți, ca să vorbim în cazul de față, aveau competiția aceea între copiii dintr-o clasă. Nu mai există aceasta și cred că se pierde. Cornel, la... iartă-mă, în fiecare an avem 25-27 de olimpici naționali. Da, și dar la 1500. La 1500 de elevi din clasa pregătitoare, până mie mi se pare extrem de puțin. A spus puțin de not, de că ia toți nota 10. Să știți că cred că cea mai mare problemă a produs-o învățământul primar cu acele calificative neroade care practic nu mai au. Deci se duce competiția între copii, copiii vin în clasa 5, nu știu cum este la, că dumneavoastră aveți și clase de gimnaziu, da. Dar practic e un șoc în momentul când vin în clasa 5. Toți sunt premiați, toți sunt foarte buni și pentru părinți este un șoc să vadă că copilul totuși nu are foarte multe carențe, să spunem așa, sau oricum se adaptează greu la acea pe note, la competiția aceea, când da. E mult mai clară evaluarea, să spunem așa. Dacă există, că a spus că sunt foarte mulți cu nota foarte mare. Este și asta. N-am analizat această chestiune cu dacă calificativul este mai... Poate și asta a făcut mai mult rău decât bine. E posibil. Dar problema e că știți cum și s-a întâmplat și vineri la UCB și în general. Identificăm, să spunem așa, marile probleme. Din păcate... Soluțiile... Adrian Gorun le-a identificat pe toate. Adrian Gorun a scris volume întere, a analizat toată legislația, a făcut un proiect de lege, a făcut un proiect de statut al personalului didactic. Cum să zic? Te-a pus să strângi acum 100.000 de semnături pentru inițiativă legislativă, mi se pare o prostie, o nebunie. Păi deci, păi ce? Îl interesează pe el până la urmă ce se petrece cu nația. Bun, no? Dacă atunci în 1993... Peste 20 de ani suntem pe lumea altă, fericiți în rai, pe lumea asta nu mai știe nimeni de noi. Dacă în 1993 dumneavoastră reușea să vă impuneți legea aceea care să ajutați tinerii cu creditele, poate învățământul ar fi arătat altfel. Dacă acum reușim să impunem, să spunem așa, proiectul de lege de la UCB, ăla la care s-a lucrat destul de mult și cu, da. Și cu destul de multă ardoare, pentru că îl știu, poate lucrurile s-ar schimba în bine. Poate, eu sunt absolut uluit. De ce, domne, un deputat sau un senator din Gorj, pentru că în loc de 100.000 de semnături, da, adunate de nu știu câte județe, un singur deputat sau senator are inițiativă legislativă. Deci el poate introduce proiecte de lege, nu introduce decât guvernul. Asta, inițiativă legislativă. Inițiativă legislativă, deci, da. El poate introduce. Și Parlamentul se pronunță da sau ba. Evident că o pot duce la calendele grecești. O tot trec la coadă, birourile permanente are camere alia în care ajunge. Dar dacă ăla în fiecare zi se duce la tribune și spune băgați măi proiectul ăla de lege pe ordinea de zi, pune-l ți-l mă pe ordinea de zi proiectul ăla de... Se duce la tine la televiziune, se duce la nașul la televiziune, se duce la
Voiculescu la televiziune și spun, uite, nu vor ăștia să pună proiectul de lege pe ordine de zi. Și până la urmă îl pun. Bun, ca să fiu rău acum, să nu uităm că Universitatea Constantin Brâncuș a avut un rol foarte important în alegerea ca senator a unui ministru, e adevărat, care a fost pe cercetare, Mihnea Costoiu. De ce n-a făcut Mihnea Costoiu, care e senator de Gorj? De ce n-a făcut inițiativă? Nu, universitatea, am discutat cu fratele meu treaba asta, universitatea n-a avut niciun rol. A fost la o întâlnire la universitate, dar... În campanie s-au folosit imaginile de acolo, de asta vă spun. Eu vă spun din perspectiva media. Da, te cred. Habar n-am. Habar, chiar că putea să facă... Pentru că era în domeniul, era în domeniul lui, de se putea să facă, putea da, să facă putea acest să lucru. Să facă treaba asta cu mare... Bun, am avut varianta ușurință. Asta. Ce s-ar putea face, să zicem, bun, fără un proiect de lege nou? Că tot zicem că modificăm actuala lege, nu numai că nu o modificăm, sau toți promit că o modifică, mai vin cu câte o ordonanță, mai schimbă două, trei articole care practic le bulversează. Apropo, nu știu dacă astăzi a apărut, a fost dată publicitate, chiar îmi propusasem să vă întreb, dar am neglijat. A apărut noua metodologie pentru directori. Nu știu dacă ați văzut-o. Nu, n-am văzut-o, că nu mă interesează. Da, dumneavoastră puneți creta în cui, cum se spune, da, în următoarea perioadă. Da. Dar întrebarea, aș spune eu, firească. Nu numai că nu se schimbă nimic, deci vreau să vă spun că concursul se dă cum se dădea și cum s-a dat acum 6-7 ani. Deci după o întreagă discuție de genul ăsta... Dar nu ăla pe grilă, nu? Că, da, nu, nu știu ce, care e varianta de... Știe că este o examinare scrisă, dar 10 întrebări, 10 subiecte. Nu știm de care sunt, de care două în limbă străină. Dar... Românește nu trebuie să știm. Niciunii nu pun întrebarea, domnule, știi românește? Că eu dacă îți dau să citești cereri și tu citești, o să vezi că habar n-au de românește. De limbă străină. Eu nu mă duc la vorbesc la Strasburg, nu? Vorbesc la Ciuperceni. Nu la Strasburg. N-am nevoie de limbă străină până la urmă. Am nevoie să fiu gospodarul aleia, nu? Managerul. Ce limbă străină îmi trebuie mie? Nu mai vreau să mă plimb pe niciunde. Și spuneam apropo de metodologia aceasta care a apărut astăzi și care probabil va produce efecte abia din toamnă, pentru că practic sunt 30 de zile când ea intră în vigoare și se duce martie-aprilie. Foarte interesant însă este altceva. Se neglijează un articol din Legea Educației Naționale, care e tot abrogat în continuare, acela ca momentul când candidez la director să fii titularul acelei școli. A, deci au revenit la idee. Păi nu, n-au revenit. N-au revenit. Asta e problema. Mie mi se părea mai corect să avem să candideze la o școală. Deci poți să candidezi până la 3 școli, la orice concurs. Da. E și bine și rău. Să zicem că această deschidere poate e bună dintr-o perspectivă. Însă, în momentul când tu pui condiția ca Consiliul Profesoral din școala respectivă să te voteze ca să mergi la concurs, există metodologie chestia asta, dacă vine din afara școlii, practic e o prevedere care nu există. Adică care nu se poate aplica. Deci școala aia, unde candidezi, da, trebuie să te voteze. Corect, deci, nu se poate aplica, evident. Da. Deci, știi mai care de... e cea mai bună soluție, Cornela? Să fii de la altă școală director într-o școală. De la alta. Nu de la școala aia în care urmează să rămâi după ce îți încheie mandatul. Din perspectiva a fi... Cea mai bună soluție. Sau manageri din afară. Bun, asta merge din alt domeniu. Da. Să facem cum s-a încercat în sănătate și alte chestii. Da. E un punct de vedere. În sănătate e valabil încă, nu? Da. Da. În general tot medici sunt cei mai mulți. Deci sunt și ceilalți care pot să participe. Problema e alta. Și de ce zic eu că totuși ar trebui să avem titulari școli? Nu se cunosc problemele și practic s-a făcut asta cu a nu fi titularul școlii unde candidezi. În 2011, știți că a fost în lege și apoi s-a abrogat, pentru că a fost o presiune fantastică din țară, foarte mulți fiind pe alte posturi, detașați într-un fel, într-un fel sau altul. De asta zic că dacă s-ar fi reglementat aceste lucruri, cu siguranță cel din școală, deci dumneavoastră fiind titular pe Spiru Haret, cu siguranță cunoșteați și acum 17 ani acum 10. Nu știam absolut nimic, știam doar că, amic, programul se încheia când dorea fiecare să sună de ieșire. Orele erau scurtate până la 6. Că întreruperi de program erau ședința nu știu care, serbarea nu știu care, nu știu ce. Că era întuneric, beznă peste tot, încât când am ieșit dintr-o clasă, cred că era sala, știți, două săli sus pe amfiteatru, tu le știi bine, că una jos erai tu pe una, așa? Era o beznă acolo, plecaseră toți de la școală, era vacanță, înainte de vacanța din noiembrie pe care au avut-o toți atunci,
toți atunci, că când, deci ieșind din sala aia, m-am gândit, dacă mă omoară unul aici și nu mă găsește să intră în vacanță și nu mai vine nimeni pe aici pe la școală toată vacanța de 10 zile. Era o beznă, nimic nu vedeai. Prima mea decizie a fost să fac lumină în toată școala, să pun becuri peste tot. Așa, că toate gardurile la o sparte și prin toate gardurile erau toți din toate părțile. Colegul meu, director, a ajuns să spunea, nu facem gardul, că nu-i strică aia. Și o facem în fiecare dimineață. Până în fiecare dimineață, până și nu l-am mai stricat. Și așa mai departe. Fric de numai, tu ai fost elev acolo, ai tremurat până, deci au morțit oasele, nu? Fric cât cuprindea. Deci, numai aștia le știam, că le vedeam profesor fiind. Și singura temere a colegilor înainte de direct era că o să-i trimit la oră când sună de intrare, că eu intram la oră când sună de intrare. Atât știam. Din această perspectivă, faptul că poți de devii coleg, adică până nu la știu, urmă nu suntem colegi cu cei colegi. Din în școlile mari nu știu, Cornele. Unu, pentru că profesorii interesați să-și facă meseria nu sunt interesați de celelalte treburi. El știe doar totuși. Dom'le, am condiții să-mi fac orele. Am căldură, am lumină, îmi vine elevii la școală, îmi place să fac oră și face. Pe el nu-l interesează restul. Numai pe ăia, fără niciun fel de aptitudini pentru catedră îi interesează. Ei, în loc să învețe lecția și să spună lecția copiilor, ei stau de taclale cu copiii prin clasă. Trebuie de o josnicie incredibilă. N-ai ce să faci cu asemenea director. Vezi tu, chestia asta este și de reprezentare, domne. Trebuie să știi multe. În primul rând, trebuie să știi să vorbești ca lumea românește, nu chinezește. Românește trebuie să știi. Argumenta, să argumentezi. Da? Asta este o problemă la foarte mulți dintre directorii, nu numai din Gorj, probabil din toată toți țara. Toți directorii știu de toate, în afară de mine. Eu sunt singurul care spun de fiecare dată, eu nu știu cu tare. Nu, n-am cum să zic, și drept, și economie, și contabilitate, și protecția mediului, și PSI, și situații de urgență, și toate celelalte. Eu eram singurul care le spuneam de fiecare dată, zic, să-mi spuneți, demisionează că vii unul care știe. Acum trebuie să, dumneavoastră sunteți, deci eu vă știu din ședințele cu directorii de atâția ani, bine, să dezvăluim pe finalul emisiunii, domnul profesor, domnul director mi-a fost și profesor de istorie mai mulți ani, dar mandatul parlamentar a făcut ca în ultimul an de clasa 12 să nu mai faceți cu noi, dar ce vreau să spun cu asta, vă pricepesc cam la toate, pentru că la ședințele cu directorul dumneavoastră sunteți de regulă cu problema. Cum rezolvăm chestia aceasta, că nu se poate dintr-un anumit motiv. Și le rezolvăm. La chestiuni juridice mă pricep, Cornele, că am făcut și facultate de drept. De mult, am uitat, dar am făcut-o totuși. Am simțul. Deci, nu, dar să înțeleagă telespectatorii că nu vă pricepeți la... Cu siguranță le stăpâniți cu foarte bine. Și aveți în spate un mandat, iată, spuneați dumneavoastră mai devreme, de 17 ani. Da, cred că 17 ani sunt în noiembrie. Viitor. Așa cred, n-am mai făcut ceva. Eu credeam că sunt mai mulți, dar... Nu cred, nu. Păi, 97. Noiembrie 98. 98? Da, noiembrie 98. Aici e problema, eu socoteam 97, deci așa. Noiembrie 98. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. A fost frumos. Cu siguranță... Chiar dacă pesimist. Bine, și acum... Și fără soluții. Poate le și găsim într-o altă emisiune, dacă sau să încercăm măcar să dăm câteva idei, pentru că asta de a merge într-o continuare, doar să spunem, să identificăm bine care e problema, știți că după analiza PACE și trebuie să facem și cealaltă. Dacă și spun ce soluție îți dai seama ce înjurături primești, da, spun altă dată. Ok, deci cu promisiunea că domnul director va reveni în emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc foarte mult, Cornel, să vă dea Dumnezeu numai bine. Mulțumim. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. Domnul Gheorghe Gorun, directorul Colegiului Național Spirul Hare din Târgu Jiu, a fost cu noi. Mulțumim pentru atenție. La revedere.